Examenele de absolvire urmează a fi anulate din cauza pandemiei de COVID-19. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară de Profil. În același timp, autoritățile caută soluții pentru tinerii cu restanțe la BAC 2019, care ar putea susține în acest an examenul cu titlu de excepție. Potrivit proiectului de lege avizat de Comisia Parlamentară Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, pentru elevii care termină clasa 9 și respectiv clasa 12, vor fi eliberate certificate de studii gimnaziale, respectiv diplome de bacalaureat cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mare sau egală cu 5. Notele vor însuma rezultatele obținute pe parcursul claselor a 7-a, a 9-a, respective a claselor a 10-a, a 12-a la disciplinele respective. Elevii claselor absolvente care nu reușesc să întrunească nici nota de trecere vor susține examenele în următoarele sesiuni în funcție de evoluția situației pandemice. În același timp, autoritățile urmează să identifice posibilități pentru ca tinerii cu restanțe la BAC 2019 să poată susține în acest an examenul. Nu putem să ne permitem ca voi să pierdeți încă un an de zile din cauza că în acest an avem această pandemie. O să găsim o soluție, discutăm cu colegii de la Ministerul Educației pentru a vedea ce soluție vă propunem în următoarele zile. În opinia președintelui, sesiunea de bacalaureat nu ar trebui să fie obligatorie în Republica Moldova. Șeful statului a amintit despre o inițiativă mai veche de a sa, prin care se propunea ca examenele de BAC să fie opționale.